Da, aici îl avem pe domnul Coposu. Aici îl avem pe Corneliu Coposu, seniorul, cum era denumit, și alături de el este Liviu Petrina. Este fotografiat în cimitirul Belu, unde se ținea o slujbă a bisericii greco-catolice, care încă nu primiseră retrocedări de biserici. Au ținut slujbă religioasă aici, nefiind vorba de mormântare, era o slujbă obișnuită. Domnul Copos era greco-catolic, nu? Da. Și Liviu Petrina. Primul miting electoral în care, organizat la Piața Aviatorilor, în care candidatul frontului, domnul Ion Iliescu, este însoțit de Dan Iosif, care primește niște flori de la participanții. În spate se vede și Gelu Voican Voiculescu, Dumitru Popescu, mai în spate cu mustață este, îmi scapă numele, dar l-am prezentat mai devreme la Brucan acolo. Iar jos este mitingul țărăniștilor cu candidatul lor. Domnul Rașu se vede Domnul acolo Rașu, prin da. pământ, da. Haideți să mergem și mai departe. Cu evenimentele de la Târgu Mureș și aici, Aici da. iar e o chestiune extrem de importantă. Diversiunea de la Târgu Mureș, care s-a soldat cu morți și cu răniți, iată, am scris acolo 278 de răniți și 5 morți, a fost făcută, acum se știe, în intenția de a crea turbulențe în Ardeal, și a se spune că Ardealul e neguvernabil de către români, ca să fie preluat de Ungaria. Și aici Iliescu are merit că nu a avut loc această diversiune. Iliescu a fost tot timpul să temporizeze ca să îi fie lui bine, nu Deci are un nu merit scrie special, meritul. da. Și mai Și aici jos sunt oamenii și în București. sunt oamenii la meeting în Piața Victoriei, în care putem observa câtă înțelepciune sunt scrise în lozincile alea. Când spune acolo, frați din Transilvania, vrem liniște și unitate, nu e vorba de liniștea despre care vorbește domnul Ion Iliescu. Era vorba de liniștea din Transilvania, unde lucrurile erau tot timpul zgândărite și agitate. Iar mai jos se văd de asemenea niște lozinci concluzive, în care oamenii chiar vreau să precizeze că Transilvania este un pământ românesc și că așa trebuie să rămână. Marian Muntan aici. Sărim la Piața Universității, unde se spune că a fost cel mai mare forum democratic din România de după Revoluție. Sus este Marian Munteanu la tribună, deja lucrurile evoluaseră destul de mult. A fost declarată prima zonă liberă De de neocomunism. neocomunism și kilometru zero al democrației. Că văd că acum peste tot apare câte un kilometru zero. Așa, sunt vreo trei la Da, universitate. aici a fost primul. Aici a fost primul și e și fotografiat. Era o piatră kilometrică lângă troița aia din mijlocul pieței. Se face confuzie, se face o confuzie că mai există un kilometru zero la Biserica Sfântul Gheorghe, parcă care e Nu, kilometru zero al României și ăla multă e lume, kilometru zero geografic. Da. Este adevărat. Dar au preluat ideea asta legată de kilometru zero al democrației. În această imagine sunt simpatizanții ai frontului care au venit în Piața Universității și un domn ține un ziar cu rezultatul alegerilor și toată lumea e bucuroasă. Și aici a fost un moment delicat, pentru că de partea din față a frângiei care separa erau cei din Piața Universității. Dacă
unul de acolo și unul de dincolo se luau de păr, ieșeau în căierare generală cu siguranță. Oamenii ăștia erau convinși sau erau manipulați? Nu pot să vă spun dacă erau convinși sau manipulați, dar după satisfacția pe care au pe figură, pot să spui că erau și convinși și manipulați. Jos, erau dezinformați. Dezinformați suntem toți, tot timpul. Păi televiziunea... ăștia erau dezinformați? Ăștia nu cred că erau dezinformați. Ăștia nu erau dezinformați. Era aceeași media. Atunci media încă era în fașă, nu erau organizate mașinăriile astea de propagandă, că nu există televiziune care să fie fără partidarii. Da, atunci lumea venea, după cum vedeți, venea, mai erau și un forum din ăsta, veneau, mai discutau între ei, era presă scrisă, mai scriau unii România Liberă cu Petre Mihai Băcanu și Anton Lucu și așa mai departe. Și ce se întâmplă? Pare un moment tensionat. Jos e un moment foarte tensionat în care generalul Stoleru a venit să evacueze piața Universității. Și cel care stă cu mâinile atât de agresiv este Doru Mărieș, care fiind un om de munte, să spun, sau din partea Timișoarei și din partea minierilor, că de acolo a venit, nu prea avea nici ăsta teme și asta. Se vede și acum cum vorbește la televizor și momentul a trecut, în fine. A trecut. Și a renunțat la acea acțiune generală în acea zi? A renunțat, da, la... A renunțat, practic, la vomit, da. A fost penalizat. A fost penalizat, dar asta a premers venirea minierilor, da, care au venit să planteze flori, potrivit domnului Iliescu. Aici avem mai multe fotografii cu piața Universității. Sunt mai multe fotografii sus, arată amploarea și puteți să vedeți și oglinda și lozinca aceea care e scrisă sus. De unde ați făcut aceasta? Asta am făcut-o chiar din Universitate. Aha, da, da, da. La mijloc este Cristi Pațurcă, autorul imnului Golanilor, da, care a făcut epocă la acea perioadă, iar jos toată lumea era golan, toți erau golani, și un aport esențial a fost adus de Eugen Ionescu, care după ce Iliescu parcă a declarat că ăștia sunt niște golani și, mă rog, s-a declarat și el golan. Primul parlament? Prima ședință a Parlamentului de după alegeri. Și ce m-a amuzat aici este că în stânga, lângă etichetă, e un domn care cască. Se pare că a transmis parlamentarilor de azi. Dar în spatele primului rând, distingem pe Gabriel Țepelea, pe Ion Rațiu. Sunt domni aici. Aici chiar erau domni și intelectuali mulți. Și Cazimir Ionescu, din partea cealaltă, tot pe margine. Merge și mai jos, aici un cordon militar. Jos este prima ședință a Parlamentului pe care am ilustrat-o în fotografia de sus, în care aleșii erau bine protejați. Iată, gărzile astea aveau niște bastoane de cauciuc pe care le țineau discret la spate, dar care erau pregătite, iar în fundal erau manifestanții care protestau și care spuneau că alegerile au fost măsuite, că au fost furate, că au fost deturnate și așa mai departe. Însă se vede cât de departe erau ținuți. Și aici, de asemenea, puterea a luat măsuri de a pune piciorul în prag cu militar pentru orice, a evita orice manifestare împotrivă. Aici se votează? Aici este primul vot. Se vede că se vota cu mâna, toată lumea era de acord
Bănuiesc că aici era vorba de alegerea prezidiului, că nu puteau fi toți atât de unanimi a fi de acord. Da. Mai jos, la mijloc este un camion foarte ciudat, cu niște persoane foarte ciudate, care se îndreaptă spre televiziune. E vorba de 13 iunie. Celebrul camion care a dus acolo oameni care au făcut scandal. Au dus oameni acolo care se va vedea în fotografiile următoare cam ce fel de oameni erau. Piața Victoriei, în schimb, era înțesată de armată și iată se văd de acolo, lângă etichetă, un cuplu care pleacă foarte grăbit din zona asta, care devenise deja periculoasă. Aici se văd primele incendieri, niște autobuze și niște camioane foarte ciudat aduse în zona respectivă, care ardeau și e foarte ciudat și în imaginea de la mijloc. Da, e ce strategie pe la Revoluție, la scară mai mică. Da, aici a fost conflict cu foc, cu aici a fost o diversiune de la cap la coadă. Mai jos putem observa că e un camion militar. Acest camion nu fusese în piața universității, nu? Ăsta n-a fost și eu m-am întrebat cine a adus aceste vehicule acolo și de ce. Jos sunt eu, mașina poliției, imaginea este în oglindă, vedeți că nu se scrie poliție, ci este citită invers. Este în fața Poliției Capitalei. Aici sunt acei tineri care au venit cu camionul anterior și iată cât sunt de dezorientați. Unul în stânga, unul în dreapta, cu bâte în mână, cu niște țevi, mă rog. Și chiar în prim plan e o tânără care chiar se uită așa rătăcit, nu știe ce se întâmplă. În această imagine vedem că deja s-a pătruns în televiziune, sunt oameni violenți, cu bâte, cu hotărâți să producă tot felul de victime. Una dintre victime este chiar acest om care avea fața practic zdrobită, n-am vrut pentru el să-l fotografiez din față, dar era plin. Fusese bătut de cei aduși cu camioane. De cei de mai sus, da. 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 Și aici o explozie uriașă. Interesant, da. Este... Eu am ajuns la poliție pentru că s-a spus că revoluționarii se duc să elibereze pe unul de lor din piața universității și așteptând să văd pe acel om, am putut să constat că la un moment dat a apărut o flăcăruie mică de undeva, de jos de tot, care în câteva secunde s-a transferat în ceea ce se vede și dacă numărăm etajele, vedem că flacăra se întinde pe 5 etaje. Ca să nu mai spun că flacăra nu se vede de unde iese, ea iese de undeva de la subsol. Aici e zona universității? Aici este la universitate, în piața din fața sălii Dales, în care arde un camion. Camionul ăsta, când am ajuns eu aici, era tocmai ploase și era un camion, un autobuz cu geamurile sparte, nimic altceva. Și a intrat un tip pe ușa din spate, nu l-am văzut ce a făcut pentru că a mers, a plecat, nu se vedea de marginile autobuzului, a ieșit pe ușa din față și a dispărut și după mai puțin de 2 minute a apărut această flacără, această explozie de ars autobuzul ca o torsă. Tot un scenariu, mai târziu s-a spus că demonstranții... Da, un scenariu a fost un scenariu. Okay. De la cap la coadă. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc.